Candidatul PNL la primăria Râmnicu Sărat Ionuț Iuga dă asigurări electoratului că liberalii nu au făcut și nu vor face înțelegeri cu socialdemocrații. Asta după ce în ultima vreme au fost vehiculate din nou speculații potrivit cărora avocatul Ionuț Iuga ar fi bătut palma cu candidatul PSD Sorin Cârjan. Iar dacă acesta din urmă va ajunge primar, Iuga ar ocupa funcția de viceprimar. Candidatul PNL susține că el candidează pentru o singură funcție, aceea de primar al Râmnicului. Țin să precizez că eu candidez la funcția de primar a municipiului Râmnicu Sărat și nu la aceea de viceprimar și vă asigur, stimați râmniceni, că între echipa mea și echipa Partidului Social Democrat nu va exista niciun fel de blat, niciun fel de înțelegere privind o eventuală funcție de viceprimar. Partidul Național Liberal va câștiga funcția de primar a municipiului Râmnicu Sărat și totodată va avea viceprimar în măsura în care va avea și majoritatea în Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat. Pentru că ne aflăm în ultima săptămână de campanie electorală, liberalul Ionuț Iuga a făcut un apel către toți contracandidații săi. Acesta le cere să-și bazeze în continuare campania pe dezbaterea și promovarea proiectelor pentru municipiul Râmnicu Sărat și să nu apeleze la diverse tertipuri pentru manipularea electoratului. Nu vreau să plec urechea la unele zvonuri care ar certifica că unii sau alții ar încerca pe ultima sută de metri să distragă atenția de la proiectele pentru municipiu, încercând să arunce pe piață, nu știu, articole, înregistrări referitoare la viața personală a unora sau altora din echipele care participă la acest scrutin electoral. Cred eu că această campanie pe ultima perioadă trebuie să continue în soluții din care râmnicenii să aibă de câștigat. Potrivit unor surse din interiorul echipelor de campanie ale partidelor din Râmnicu Sărat, pe ultima sută de metri, campania electorală va deveni din ce în ce mai încinsă.